Advogata Liliana Iberto. Putin lume știe că primul campion mondial din gimnastica românească a fost un băiat și nu o fată. Primul a fost domnul Dan Crețu, campion mondial la INL în 74. Gimnastica românească are un singur campion olimpic la băieți. Este aici, în fața dumneavoastră. Pentru o medalie, absolut tot ce înveți în sport îți este de ajutor pentru orice vei duce pe exterior. Dacă faci mai multe decât o trumbă, care e elementul tău preferat? Eu sunt alături de ele, consider că am cuvintele potrivite pentru a le încuraja, pentru că am trecut eu în acest